Reprezentanții Ecoacoe Sacălăra și asigură populația că poluarea semnalată pe fluviul Dunărea nu a afectat calitatea apei potabile. Directorul Marcel Nuțu ne-a informat că substanțele petroliere deversate în Dunăre, ce au ajuns în zona stației de captare a apă brută ce aparține operatorului Ecoacoa, nu au pătruns în instalațiile de tratare a apei potabile. Operatorul a luat măsurile necesare pentru oprirea aspirației apei brute de pe partea laterală a stației plutitoare până la trecerea peliculei petroliere. Am fost înștiințați că o să vină o pată de petrol pe Dunăre de la Comitetul Județean de Situații de Urgență, Prefectură, Apele Române, Primărie, toți și-au exprimat disponibilitatea să ne ajute. Putem sta liniștiți cu toții pentru că incidentul care a avut loc în data de sâmbătă, 30 octombrie, s-a petrecut, a trecut de stația plutitoare. În perioada care a fost în zona stației plutitoare, am decuplat-o de la captarea apei din Dunăre, aveam stoc de apă la bazine, am făcut un set de analize, le-am și pus într-un comunicat pe Facebook. Am și mulțumit la toate instituțiile pentru că am fost ajutați și consultați și totul e în regulă. Chiar avem buletine de analiză la apa care este de la Chiciu, e totul în regulă.